Iată, nu mai este un secret, premiul pentru Corporate Social Responsibility în anul 2019. Pentru al patrulea an consecutiv, acest premiu merge către o companie care ne impresionează cu proiectele sale de CSR, realizarea și punerea în funcțiune pe 3 decembrie a heliportului civil în terasă destinată executării misiunilor aeromedicale de la Spitalul Universitar de Urgență București. Un proiect finanțat integral de această companie reprezintă un succes de o importanță deosebită, de mare intervenție aeromedicală de urgență și un succes major al proiectelor de CSR derulate de industria de gambling din România. Toate aceste lucruri extraordinare merită apreciate și ovaționate. De aceea, premiul pentru Corporate Social Responsibility în anul 2019 îi revine din nou companiei MaxBet. Felicitări și o invităm pe doamna Bianca Ștefan, PR și Social Media Manager, pentru ridicarea premiului. Bună seara, felicitări! Mulțumim și la mulți ani, în primul rând, pentru 10 ani de Casino Inside. Felicitări tuturor profesioniștilor de aici din seara aceasta. Mulțumim foarte, foarte mult pentru acest premiu. Suntem onorați. Cred că pot să îl iau și acum. Avem o sală plină de profesioniști și de oameni din industria de gambling și cu toții știm cât de greu se poate câștiga un milion de euro. Întrebarea mea e dacă știți cât de greu se poate cheltui un milion de euro. Pentru că vorbim de o perioadă de mai bine de 6 luni în care am stat, nu am dormit, nu am mâncat. A fost vorba de foarte multe planuri, de primit aprobări, făcut și refăcut alte planuri și primit aprobări din nou. Însă nu ne-am dat bătuți, pentru că știam că la final va fi vorba de un proiect extraordinar. Iar pentru asta suntem extraordinar de mândri și vă mulțumim din nou pentru aprecierea pe care ne oferiți. Vă mulțumim și o seară plăcută în continuare. La revedere! Mulțumim frumos, felicitări! Felicitări încă o dată!